Bun găsit, stimați telespectatori! Sunt dr. Emanuel Chețan, gazda dumneavoastră în cadrul seriei de emisiuni medicale sănătate în Obiectiv. Una dintre marile binecuvântări de care Dumnezeu ne face parte este chiar sănătatea. Însă, ce facem atunci când aceasta are de suferit? Ei bine, în cadrul acestor emisiuni medicale căutăm, cu ajutorul specialiștilor, să ne informăm și să înțelegem anumite afecțiuni medicale cu care ajung să se confrunte unii dintre semenii noștri. Fie că vorbim despre copii, tineri sau persoane în vârstă, bărbați sau femei, astfel că dorim să aflăm printre altele care sunt cauzele bolilor despre care discutăm, cum anume se manifestă acestea, care sunt resursele terapeutice disponibile la ora actuală și de ce nu, cum anume ar putea fi prevenite unele dintre ele. În acest sens, în emisiunea de astăzi îl avem ca și invitat pe domnul dr. Damian Popescu, medic primar neurolog. Domnule doctor, Bun venit la emisiunea Sănătatea în Obiectiv. Bine, v-am găsit. Tema medicală pe care o vom aborda astăzi cu ajutorul invitatului nostru este o temă medicală importantă, și anume vom discuta despre hernia de disc. Acum, ținând cont de importanța acestui subiect, aș dori să intrăm direct în topicul nostru de astăzi și, pentru început, v-aș ruga, domnule doctor, să explicați telespectatorilor noștri ce anume este hernia de disc. Deci, hernia de disc este o boală a coloanei vertebrale, mai exact a discurilor intervertebrale. Coloana vertebrală este formată din niște oase, pe care le numim vertebre, între care se află un sistem elastic numit disc intervertebral. Aceste discuri sunt un fel de amortizoare care preiau din uh, șocurile de la mișcările corpului și permit mobilitatea coloanei vertebrale. Ca orice uh, organ al nostru, ele suferă de uzură, și dacă nu avem grijă cum să le solicităm, cu timpul încep să sufere disfuncții. Și una din aceste disfuncții este hernia de disc, adică ruperea discului și ieșirea din spațiul uh, determinat de vertebre. Iată-ne așadar la o discuție pe tema herniei de disc, și în acest sens v-aș întreba, domnule doctor, care ar fi cauzele sau care ar fi factorii care pot duce la uh, apariția unei hernii de disc? Deci, hernia de disc este produsă de factori care solicită colonă. Și aici intră, în primul rând, activitățile fizice, greve, cum sunt muncive fizice, vorbim de muncitori în construcții, care odată erau principalii noștri pacienți. Cu deci, cu alte de cuvinte, discuri. există anumite categorii profesionale categorii predispuse la profesionale. așa ceva. Dar, în ultima, ultima perioadă, avem persoane care lucrează în birou. Vorbim de aitiști, de economiști, care stau ore în fața calculatorului, a hârtilor, uitând să se mai miște, să se mai relaxeze și solicitând foarte mult aceste discuri. Discurile acestea adună eforturile într-un mod cumulativ și după o perioadă cedează, mai exact stratul exterior al discului se rupe iar materialul din interiorul discului, acel gel de care am vorbit mai devreme, se va scurge în exterior formând așa-numita hevnie de disc. Acum continuăm discuția noastră pe marginea acestui subiect. V-aș ruga să explicați pentru telespectatorii noștri care este tabloul clinic specific herniei de disc, adică care sunt acele semne și simptome care pot apărea într-o hernie de disc? Primul simptom este durerea. E cel mai frecvent simptom și apare încă de la începutul herniei de disc. Durerea mai întâi este suldă, după aceea începe să fie din ce în ce mai puternică, devenind din ce în ce mai deranjantă, accentuată de anumite poziții ale corpului, de anumite mișcări. Uneori durerea se continuă și în timpul nopții, perturbând somnul și afectând starea generală a pacientului. Durerea nu este cel mai important simptom. Alte simptome vor să fie deficitele neurologice. Adică pacientul poate să aibă tulburări de sensibilitate, în sensul că nu mai simte anumite porțiuni ale corpului. Anestezie. Uh, sau hipoestezie, adică scăderea sensibilității. Poate să aibă pareze paravizie, adică nu își mai poate mișca anumite părți ale corpului, de exemplu un picior sau o, o parte din scade picior. Scade forța musculară. Scade forța musculară, perturbând activitatea zilnică. Alt simptom este contractura musculară. Uh, toate hărnirele de dis merg cu o contractură reflexă a musculaturii din spava spunem, adică mușchii de pe spinării, care dau o senzație neplăcută și dacă puneți mâna pe spate unui pacient cu, scleroz, cu hernie de disc, o să observe o consistență de tip lemnos. un alt set de simptome este specific herniilor la nivelele joase ale coloanei, deci regiunea lombosaclată, în care sunt nervi implicați în partea de excrecție sau de defecație. Și de adică aici poate să apară incontinență urinară sau incontinență fecală, simptome foarte deranjante pentru pacient. Cam astea ar fi principalele semne care ne duc cu gândul la o hernie de disc și ne îndreaptă spre căutarea unei cauze a acestora. Acum pentru telespectatorii care ne urmăresc și în această emisiune, v aș întreba, domnule doctor, cum anume se stabilește diagnosticul în cazul unei hernii de disc. Da, diagnosticul ca orice diagnostic avea bază un examen clinic, o discuție cu pacientul care deci, o numim în primul rând o vizită la medic. O vizită la medic. Da. Nu nu se va putea face telefonic Așa sau e. prin WhatsApp. Deci, în urma vizitei la medic, pacientul este întrebat cu minuțiozitate despre modul cum au debutat aceste semne și simptome, este examinat fizic și se va ridica suspiciunea unei hernii de disc. Dar, bineînțeles, că nu vom ști acest lucru până nu vom face un anumit set de investigații. O dinioară, singura investigație de care dispunea o medic era radiografia. Așa este. Radiografia, din păcate, este o metodă uh, deja depășită, nu ne arată decât vertebrele, nu ne arată măduva spinării, nu ne arată discurile, nu ne arată nervii. Vedem numai vertebrele și uh, putem aproxima distanța dintre ele și să presupunem că este o hernie de disc. Marea realizare în domeniul examinărilor paraclinice este imagineria prin rezonanță magnetică, așa numitul VMN. Pe VMN se vor vedea cu foarte mare acuratețe discurile, vor vedea dacă sunt herniate, cât de mare este hernia, dacă apasă pe măduva spinării, dacă apasă pe nervi. Dacă e doar o hernie sau da. sunt mai multe? Da, și aici sunt mai multe grade noi vă spunem generic hernii de disc, dar pot să fie hernii mici numite protuzii, în care nucleul acela pulpos de care am vorbit anterior nu iese din uh, inerul fibros. Pot să fie hernii de disc uh, cu extruzie în care acel iner depășește bariera aceea fibroasă și inclusiv a treia situație pot să fie hernie în care fragmentul acela de disc a picat în canalul medular și acestea sunt cu o groază de simptome foarte neplăcute, foarte dureroase, multe deficite neurologice pot să, să, fie. Deci cu alte cuvinte se începe întotdeauna cu uh, consultul clinic, cu anamneză, cu examenul clinic, Ulterior, acesta continuă cu examinările paraclinice imagistice. Imagistice. Bineînțeles, după ce facem imagistica, o să vedem un pic mai târziu că nici imagistica nu ne spune exact dacă tratamentul este medical sau chirurgical. Uneori sunt situații la limită în care trebuie să mai completăm cu niște investigații, de exemplu, probele electrofiziologice. Exact. Electroneurografia care ne va arăta modul în care este afectat respectiv un nerv comprimat de către hernia de disc. Unul dintre elementele specifice fiecare afecțiuni este elementul terapeutic. În acest sens, aș dori să vă întreb care ar fi resursele sau mijloacele terapeutice disponibile la ora actuală în cazul herniei de disc. Hernia de disc are două tipuri de tratamente. Este odată tratamentul medical, care noi îl numim tratamentul conservator, și este tratamentul chirurgical. Deși uh, se pres presupune că herniile de disc necesită aproape întotdeauna intervenție chirurgicală, în realitate un procent mic din aceste uh, afecțiuni necesită prezența, prezentarea la neurochirurg, undeva la 10-15% din toate hernile de disc. Restul herniilor de disc vor beneficia de tratament medical și de recuperare. Tratamentul medical înseamnă administrarea unor medicamente care urmează, care au ca obiectiv calmarea durerii, reducerea inflamației, reducerea spasticității musculaturii paravertebrale și câteodată aplicarea, în cazurile mai severe, aplicarea unor medicamente care blochează transmiterea durerii la nivelul creierului, așa numitele painkiller. Aceste medicamente nu vor putea să vindece hernia de disc, pentru că hernia de disc este un proces mecanic. Dar va, vor ameliora simptomatologia și o perioadă de timp pacientul se va simți bine. Pentru ca să consolidăm ce începem cu medicamente, trebuie să ajungem și la proceduri de recuperare. Aceste proceduri sunt conduse de medicul de recuperare și constau în kinetoterapie, masaj, diferite proceduri de electroterapie care reduc spasticitatea mușchilor, reduc inflamația și ameliorează durerea. Ne apropiem încet de finalul discuției noastre de astăzi și în încheiere v-aș ruga domnule doctor să precizați care ar fi anumite măsuri preventive pe care le-am putea adopta referitor la hernia de disc. Este un concept general valabil în medicină că mai bine este să previi decât să tratezi. Așa este. Având în vedere că tratamentul herniei de disc nu rezolvă uh, fizic această afecțiune, numai tratamentul chirurgical vindecă cu ghilimele de vigoare hernia de disc, cred că cel mai bine este să nu ajungem să avem hernie de disc. Și din acest motiv ar trebui să respectăm câteva reguli de conduită care, după părerea mea, sunt destul de simple și ușor de urmat pentru toată lumea ca să cruțăm coloana vertebrală. Și primul lucru este să încercăm să uh, evităm sedentarismul. Munca de birou, statul pe scaun cu orele, duce la solicitarea coloanei și acest lucru poate fi evitat cu intercalarea unor mici pauze în activitatea noastră curentă. După aceea trebuie evitate uh, pozițiile care solicită coloana. De exemplu, Aprecăr, ridicatul de obiecte greve cu spinarea arcuită. Sfatul meu este dacă aveți de ridicat un obiect greu, să o faceți cu spatele drept și din genunchi, să evitați mișcările de rotație, de fandare, dacă se poate, în special mișcările bruște. Pentru că întotdeauna coloana vertebrală ne semnalizează când ceva nu este în regulă. Deci, înainte să distrugem un disc vertebral, totdeauna vom simți o jenă, o durere, o senzație neplăcută care ne va opri mișcarea. Dacă noi facem mișcări foarte rapide, nu vom putea beneficia de acest mecanism de protecție. Uh, mai trebuie să evităm expunerea la frig, pentru că frigul contractă musculatura spatelui, care la rândul ei va atracționa de vertebre, accentuând hernia de disc. Uh, sigur, sunt și meserii în care nu putem să să evităm, de exemplu, meserile greve în care nu putem să, să evităm ridicarea de greutăți. În cazul acesta, mai sunt băi protectoare. Foarte mulți din cei care lucrează în meserile greve știu că își pun, încă bunicii noștri își puneau un chimir de piere care ne ținea coloana drept. Cam asta ar fi conduita generală pentru prevenția herniei de dis. Domnule doctor, Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studioul emisiunii noastre și pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mai așteptăm și cu altă ocazie la emisiunea. Vă mulțumesc pentru invitație și când mă veți invita, voi veni. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Nu uitați, sănătatea este un dar de la Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să o prețuim și să avem grijă de ea atât cât ține de noi. Până la noi emisiune, Vă dorim bine lui Dumnezeu și multă sănătate!